Lăudați să fie Iisus Hristos! Preacucernici părinți, iubiți frați și surori! În perioada postului Adventului, toate rugăciunile de la Sfânta Liturghie, toate lecturile din Vechiul și din Noul Testament ne-au îndreptat atenția spre această noapte, spre această sărbătoare a Crăciunului. Toate au voie să ne pregătească sufletește și să ne introducă în ceea ce numește Biserica taina sau misterul lui Dumnezeu, care lucrează în această lume, care are un plan în istoria lumii și în istoria fiecăruia dintre noi. Așa încât rugăciunile, lecturile din Vechiul și din Noul Testament pe care Biserica le-a rostit în timpul postului Adventului ne învață că sărbătoarea Crăciunului nu este o privire îndreptată înapoi, în timp, spre clipa în care Iisus a născut în Betleem, dar este și o privire spre acum, spre astăzi, căci de Crăciun Iisus vrea să se nască în mod real, în sufletele noastre, în viața noastră. Crăciunul, această sărbătoare creștină, Crăciunul vrea să devenim cu toții cât mai conștienți asupra rolului din istoria noastră, a rolului întrupării lui Hristos din Fecioara Maria. Crăciunul vrea să ne facă pe toți cât mai conștienți asupra identității lui Hristos. De aceea ne întrebăm, cine este Iisus? Cine este acest copil care s-a născut la Betleem acum mai bine de 2000 de ani? Cine este această persoană pentru care Biserica s-a străduit de peste 2000 de ani să-l laude, să-l facă pretutindeni cunoscut și iubit? Iubiți frați și surori, ne răspunde Evanghelistul Ioan. El spune despre Iisus că este cuvântul, că este descoperirea și înțelepciunea Tatălui. Ne mai spune că Iisus este viața și adevărul, acel adevăr care îl însoțește și îl luminează pe fiecare om venit în această lume. Ne mai spune Sfântul Ioan că Iisus este Fiul veșnic al Tatălui, care la un anumit moment din istorie a luat trup omenesc, s-a făcut om ca și noi, a locuit printre noi, ca noi să devenim copiii lui Dumnezeu. Și mai târziu, când Iisus, în viața publică, vorbea și despre persoana sa, spunea despre sine că este calea, că este poarta spre cer, că este pâinea vieții și învierea. Evangheliile nu găseau cuvinte mai grăitoare care să ne spună că Iisus este totul. Nu găseau cuvinte mai nimerite ca să ne spună că în Iisus, în persoana sa, de om și Dumnezeu, găsim răspuns la toate întrebările noastre, la toate așteptările noastre. Iubiți frați și surori,
Biserica vrea ca toate aceste nume date lui Iisus de cale, adevăr și viață, de pâine a vieții, să nu fie simple apelative, dar să devină pentru noi toți, pentru fiecare dintre noi, experiență de viață de credință. Altfel ar rămâne cuvânt fără putere. Dar noi trebuie să înțelegem și să trăim într-adevăr acest adevăr al credinței, că Iisus este calea. Calea spre ce? Iisus este răscumpărătorul nostru. El este calea spre cer. Și calea spre cer duce prin iubirea de aproapele. Iisus este adevărul. El ne-a vorbit și ne-a învățat care este scopul vieții noastre. El ne-a spus că suntem chemați și orientați spre cer, spre viața veșnică. Și în sărbătoarea Crăciunului noi ne amintim că El, devenind om ca și noi oamenii, dar fiind și Dumnezeu, ne conduce spre punctul nostru cel din urmă, care întrece timpul și intră în veșnicia lui Dumnezeu, în lumina sa. Iisus este cale și adevăr și este și viață. Și astăzi ne putem întreba dacă există o legătură reală, reală, între viața noastră și viața lui Iisus prezent în biserică, prezent în cuvântul Evangheliei, prezent în Sfânta Euharistie. Să ne întrebăm dacă este o legătură între viața noastră și viața Lui, între locuirea noastră în această lume și locuirea Lui. Spunea o poetă că Iisus locuiește în potirele altarelor și în pâinea albă adusă ca jertfă pe altar. Există o legătură între locuirea noastră, între viața noastră și viața Lui eucharistică. În sărbătoarea Crăciunului putem să ne întrebăm și trebuie să ne întrebăm dacă, sărbătorindu-L pe El, Fiul lui Dumnezeu făcut om, dacă primim ceva din acest adevăr pe care îl mărturisim, dar poate nu îl trăim suficient. Putem să ne întrebăm dacă cu adevărat suntem deschiși la harul lui Dumnezeu. În a doua lectură am ascultat cuvântul sfânt, ni s-a arătat harul lui Dumnezeu. Iisus este harul lui Dumnezeu. Spuneam că biserica dorește ca toate titlurile care îi se dau lui Hristos să nu rămână simple denumiri, dar să devină experiență reală în viața noastră. Cum putem reuși? Cum putem face acest lucru? Ne spune Iisus. Putem prin puterea credinței. Acea credință pe care Iisus a cerut-o de la toți care s-au apropiat de El și care au fost deciși ca să-L urmeze. Și în fond, ce înseamnă această credință? Dacă nu
încredințare totală în mâinile Lui, încredere totală în puterea Lui. Ce înseamnă această credință, dacă nu speranță, speranță continuă în prezența Sa și în harul Său? Putem să mergem pe calea pe care Iisus ne-a arătat-o, cale de adevăr și de viață, cale de lumină, acum și de lumină veșnică. În prima lectură am auzit cuvântul: poporul a văzut o lumină mare. Și noi, prin credința noastră, prin credința noastră în Iisus, Fiul lui Dumnezeu, răscumpărătorul lumii, primim o lumină mare în sufletele noastre. Evanghelia ne spune, și am ascultat această Sfântă Evanghelie, că cei care L-au descoperit pe Hristos, de fapt, au descoperit bucuria adevărată. Putem noi, în această sărbătoare a Crăciunului, să găsim adevărata bucurie în Hristos? E simplu să gustăm din această bucurie, privind la El cu toată credința, rugându-L și adorându-L și punându-ne în trânsul toată speranța. Iisus, răscumpărătorul lumii, este speranța noastră. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat darul credinței ca să ne apropiem de El și de lucrarea Lui în lume. Și să o rugăm pe Sfânta Fecioară Maria să păzească pașii noștri, ai tuturor, ai noștri și ai familiilor noastre, pe drumul credinței, pe drumul speranței, pe drumul iubirii de Dumnezeu și de aproapele, un drum care ne duce la mântuirea veșnică. Lăudați să fie Iisus Hristos! Amin.